Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a reacționat după scandalul de luare de mită de la Spitalul Municipal. Edilul se declară siderat și înfuriat și afirmă că, deși medicii au prezumția de nevinovăție, dovezile procurorilor sunt copleșitoare. În plus, Dominic Friț anunță că la intrare pacienții vor semna o declarație în care se obligă să sesizeze orice încercare de a cere mită în spital. Sunt siderat și înfuriat. Aproape toți medicii din secția de chirurgie oncologică de la Spitalul Municipal sunt acuzați de procurori că au luat șpagă, în mod repetat, de la pacienți și familiile lor. Asta la doar două luni după ce fostul șef al aceleiași secții a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare tot pentru luare de mită. Deși au dreptul la prezumția de nevinovăție, dovezile prezentate de procurori în comunicat sunt copleșitoare. Este incalificabil să te folosești de suferința și disperarea oamenilor pentru a face un ban în plus. Orice caz de corupție în spitale este și o palmă dată tuturor medicilor și asistentelor care cu pasiune și dăruire fac bine oamenilor și salvează vieți. Ce îmi dă speranță este că aceste practici nu mai rămân nedescoperite și nici nepedepsite. Fiecare pacient al Spitalului Municipal semnează la intrare o declarație în care se obligă să sesizeze orice încercare de a cere mită. Putem curăța corupția medicală cu ajutorul procurorilor și medicilor de bună credință, dar mai ales al pacienților. Demnitatea și curajul lor de a nu mai accepta sistemul de mici atenții sunt arma noastră cea mai bună împotriva acestui cancer, este declarația primarului Dominic Friț.